Ziua de Dragobete nu a fost uitată nici în acest an de Aninoșeni. Pentru al cincilea an consecutiv, Primăria Comunei Aninoasa a organizat un eveniment special, dedicat tinerilor îndrăgostiți și nu numai. La fiecare sărbătoare, în cursul unui an, în calitate de primar, în numele primării și Consiliul Local, în numele cetățenilor, am organizat și organizăm întotdeauna astfel de evenimente. Și în această seară, minunată, încăldurată, cu multă căldură de la focul de tabăr care este organizat, încercăm să aducem dragostea tinerilor către fete, a domnilor către doamne, pentru că este sărbătoarea românului. Se iubește românește, așa cum păsările își caută cuibul în primăvară, tot așa și băieții încearcă să ia fetele de gât să le sărute. Le doresc tuturora tot ce este mai bine pe lume. Un foc de tabără reușit și foarte mulți tineri îndrăgostiți. Concursuri, foc de tabără, muzică, dans și voie bună. O serie de activități au fost organizate în seara de 24 februarie la Aninoasa. La Aninoasa, într-adevăr, se iubește românește, așa cum am arătat-o în fiecare an. Sunt foarte mulți tineri prezenți, ne bucurăm că sunt alături de noi și ne bucurăm că se țin de tradiție, de acest spirit național, ca să spun așa. Dragobetele, într-adevăr, este sărbătoarea iubirii la români și noi întotdeauna am marcat toate sărbătorile autentice, tradiționale, așa cum se cuvine. Și în istoria comunei Aninoasa se sărbătorea dragobetele, se sărbătorea foarte frumos, tinerii mergeau în ziua de dragobete de 24 ianuarie la pădure, culegeau flori, iar undeva în momentul prânzului, tinerile fugeau spre casă, flăcăi alergându-le și cele pe care le prindeau îi sărutau, mergând mai departe în sat și anunțându-și o logodnă formală prin intermediul dragobetelui. Anul ăsta am vrut să fie ceva inedit, ceva special, pentru că într-adevăr tinerii și locuitorii din Aninoasa merită întotdeauna lucruri și evenimente speciale. Am vrut să marcăm acest dragobete cu ajutorul unui imens foc al iubirii, după cum puteți vedea și în spatele meu. Pentru prima oară? Este al doilea foc de tabără pe care realizăm aici. Primul foc de tabără l-am aprins înaintea Crăciunului, în anul 2015, cu câteva luni în urmă, după o seară de film, cum obișnim să organizăm și la Aninoasa. Sărbătoarea de dragobete, sărbătoarea dragostei la români, aici la Aninoasa ne întâlnim pentru a cincea oară consecutiv. Chiar dacă în primii ani totul se realiza într-un cadru închis înăuntru, în centrul cultural Aninoasa, acum am decis să facem totul afară, în aer liber, cu un foc de tabără, așa cum puteți vedea în spatele meu, cu muzică bună, cu invitat special, cu soliști, cu concursuri, tombolă cu premii și multe alte surprize pregătite numai și numai pentru tinerii și nu numai, pentru toți cei care sunt prezenți în această seară de 24 februarie la Aninoasa. Toată lumea se simte bine, este foarte frumos aici și pentru a cincea ediție și a doua afară, la aer liber. Ai fost și anii trecuți? Am fost în fiecare an și voi veni și dacă încolo, pentru că este o seară minunată, cu super premii, cu oameni de bună credință. Anul acesta a fost mai deosebit? Cu siguranță, pe fiecare an ce trece este din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai plăcut. Și pentru că s-a sărbătorit Ziua Iubirii, muzica a fost una pe măsură. Camelia Dincă Popescu a fost cea care i-a încântat pe cei prezenți la eveniment. Vreau să rămân în lume.